Nici nu m-aș fi așteptat la una ca asta, zise Mary. Dar n-ați ajuns încă acasă cu prada. Și se pare că, orice s-ar întâmpla, lucrurile nu-ți sunt pe plac. Dacă ajungem în Isengard, numarele Grisnach va fi cel care va avea de câștigat, Saruman o să ia tot ce găsește. În cazul în care îți dorești ceva numai pentru tine, acum e momentul. Grisnach a început să-și piardă cumpătul. Numele lui Saruman îndeosebi îl scotea din pepeni. Trecea timpul și zarva se mai potolise. Ugluc sau Isengardezii aveau să se întoarcă din clipă în clipă. Și el aveți. Amândoi, mârâi el. Golam, Golam, Rost Pippin. Dezleagă-ne picioarele, zise Mary. Brațele orcului tremurau violent. Fiți blestemați, viermi nenorociți, șuieră el. Să vă dezleg picioarele, hai, am să vă dezleg oscioarele. Credeți că n-o să vă pot scotoci până la piele? Ce zic eu scotoceală, o să vă fac bucățele. Găsesc eu ce vreau și fără să vă dezleg picioarele. Brusc, îi înșfacă și ei cuprinse ca într-un clește. Îi vârâ pe amândoi sub câte un braț și îi strânse sălbatic, astupându-le gura cu palmele lui uriașe. Apoi sârghemuit și o porni iute, fără un zgomot, până ajunse la marginea gorganului. Acolo căută o spărtură printre străjeri și trecu, ca umbră în noapte, pe povârniș și mai departe, spre apus, unde râul ieșea la liziera pădurii. Într-acolo se afla un spațiu mai mare, în care ardea doar un foc. După vreo 20 de pași se opri, scrutând întunericul și trăgând cu urechea. Dar nu se vedea și nu se auzea nimic. Se târ încet mai departe, ghemuindu-se mai mult. Se lipi de pământ și ascultă iar. Apoi se ridică, cu gândul să o ia din nou la goană. Chiar atunci însă, zări drept în fața lui silueta unui călăreț. Calul necheză și se ridică în două picioare. Se auzi strigătul unui bărbat. Grisnach se aruncă la pământ, trăgându-i pe hobiți sub el, fără doar și poate, avea de gând mai degrabă să-i ucidă pe micii lui captivi, decât să-i lase să scape sau să fie salvați, dar n-a fost să fie așa. Sabia sună sec și Lucy, o clipă, în flăcările focului din stânga lui. Din beznă, șuieră o săgeată care, fie că fusese bine ochită, fie din întâmplare, se înfipse în mâna dreaptă a orcului. Acesta urlă și scăpă spada pe jos. Se auzi un tropot scurt de copite și, chiar când Grisnach sări și o luă la goană, fu ajuns din urmă și străpuns de o lance. Urlă înfiorător, apoi rămase nemișcat. Hobiții zăceau lipiți la pământ, așa cum îi lăsase Grisnach. Mai veni un călăreț în fugă, să-și ajute tovarășul. Fie mulțumită vederii sale ascuțite, fie prin grija altui simț, calul se ridică în două picioare și sări ușor peste ei, dar călărețul nu-i observă, așa cum stăteau întinși, acoperiți de mantiile lor elfești, prea zdrobiți în clipa aceea și prea înfricoșați să mai facă vreo mișcare. Într-un târziu, Mary începu să se foiască și șoptă abia auzit, până aici, toate bune, dar crezi că n-o să ne pună știa la frigare? Răspunsul veni aproape imediat. Urletele lui Grisnach îi treziseră pe orci. După schelălăielile și strigătele care se auzeau dinspre colină, hobiții se gândiră că plecarea lor fusese descoperită, pe semne că Ugluc mai scurta pe câțiva de capete. Apoi, deodată, din dreapta, răsună zvon de răspuns orcesc, de dincolo de cercul rugurilor de pază, dinspre pădure și munți. După cât se părea, sosise Mauhur și ataca pe asediatori. Galopul cailor nu se domolea. Călăreții strângeau cercul în jurul movilei, ca să prevină orice scăpare, ajungând până în bătaia săgeților orcilor, în vreme ce un grup se depărta să se îngrijească de nou veniți. Brusc, Mary și Pippin își dădură seama că, fără să miște un deget, se aflau acum în afara cercului, nimic nu le mai stătea în cale. Ei, făcu el, ce bine ar fi dacă am avea mâinile și picioarele libere. Am putea scăpa, dar n-am cum să ajung la noduri, să le desfac cu dinții. Nici n-are rost să încerci, zise Pippin. Chiar voiam să-ți spun că am reușit să-mi dezleg mâinile. Am lăsat sfoara să-i păcălesc. Dar întâi ai face bine să iei un pic de lembas. Își trase mâinile din legături și scoase un pachetel. Bucățile erau frânte, dar bune încă, în învelișul lor de frunze. Mâncară fiecare câte 2-3 firimituri. Gustul acestora le aduse iarăși în minte chipuri luminoase, râsete și mâncarea gustoasă din vremurile de demult. Mestecară o vreme pe gânduri, în noapte, fără să se simchisească de țipetele și de lupta din apropiere. Pepin fu primul care se trezi din visare. Trebuie să plecăm, zise el. O clipă. Sabia lui Grisnach zăcea alături, la îndemână, dar era prea grea și prea grosolană ca să se poată folosi de ea. Așa că se târâ până la trupul stârpiturii și îi scoase din teacă un cuțit lung și ascuțit. Își tăiară repede toate legăturile cu el.
O făcurăm și pe asta, zise Pipin. După ce ne încălzim puțin, poate om fi în stare să ne ridicăm în picioare și să mergem. Până atunci însă, ar cam trebui să începem să ne furișăm. Zis și făcut. Iarba înaltă și moale era de partea lor, dar tot părea mai ușor de zis decât de făcut. Ocoliră focul pe departe și se târâră ca viermii, puțin câte puțin, până ajunseră la marginea râului care susura între malurile înalte, printre umbre întunecate. Priviră îndărât. Zgomotul încetase. Era limpede că mauhur și flăcăii lui fuseseră uciși sau alungați. Călăreții reveniră la veghea lor tăcută, care însă n-avea cum să mai țină mult. Noaptea era deja petrecute. Spre răsărit, unde nu ajunseseră norii, bolta începuse să se lumineze. Trebuie să ne ascundem, zise Pipin. Altfel, vom fi văzuți. Nu ne încălzește cu nimic dacă acești călăreți vor afla, după ce ne omoară, că nu suntem orci. Se ridică și începu să tropăie. Sfoara aia mi-a intrat în carne, ca sârma, dar picioarele se încălzesc. Acum aș putea merge, șotânc-șotânc. Tu cum te simți? Mary se ridică și el. Da, zise el. Pot să mă țin pe picioare. Lembasul ăsta te îmbărbătează. Îți dă simțăminte mult mai adânci decât văpaia aia orcească. Mă întreb din ce or fi făcând-o. Bănuiesc că e mai bine să nu știu. Hai să luăm o gură de apă, să ne spălăm de gândul ăsta. Nu de aici, malurile sunt prea abrupte, zise Pipin. Hai înainte. Se întoarseră și porniră încetişor unul lângă altul pe malul râului. În dărătul lor, lumina creștea la răsărit. În timp ce mergeau, schimbau gânduri și vorbeau încetişor, după felul hobiților, despre ceea ce li se întâmplase de când fuseseră făcuți ostatici. Nimeni n-ar fi bănuit, ascultându-i, cât suferiseră de cumplit și prin ce primejdie trecuseră, cum văzuseră moartea cu ochii, fără să mai aibă vreo nădejde, chiar și acum, știau foarte bine că aveau puține șanse să întâlnească vreun prieten sau să iasă iar la liman. Se pare că te-ai descurcat de minune, cu metre toc, zise Mary. O să ți se rezerve aproape un capitol în străvechea carte a lui Bilbo, dacă oi mai avea prilejul să-i povestesc. Bună treabă! Mai ales cum l-ai deslușit și l-ai jucat pe ticălosul ăla flocos. Mă întreb însă dacă o să dea cineva de urma aceea ta, ca să-ți găsească paftaua. Mie unul mi-ar părea tare rău să mi-o pierd pe a mea, dar mă tem că a ta e dusă pe vecie. Va trebui să-mi pun aripi la picioare, să țin pasul cu tine. Da uite că vărul Brandybuck a ajuns în față și o ia pe aici. Bănuiesc că nu prea știi pe unde suntem, eu însă mi-am petrecut mai cu folos timpul în vâlceaua despicată. Mergem spre apus, de-a lungul scăldătorii enților. În față ne așteaptă ultimele culmi ale munților cețoși, precum și pădurea Fangorn. Chiar în timp ce vorbea, se ivi nebulos, dinaintea lor, marginea codrului. Părea că noaptea își găsise refugiu pe sub copacii falnici de acolo, strecurându-se furișat, de frica zorilor. Călăuzește-ne tot înainte, jupâne Brandybuck, zise Pipin. Sau înapoi, că doar am fost avertizați cei cu Fangorn. Și n-om uita de la mână până la gură. Așa e, răspunse Mary, dar, oricum, tot mai bine în pădure, decât în dărăt, în miezul bătăliei. O luară pe sub crengile uriașe ale arborilor. Mai bătrân ca vremea păreau. Din ei, bărbi stufoase de licheni atârnau la pământ, legănându-se răsfirate în bătaia vântului. La adăpostul umbrelor, hobiții aruncară priviri furișe către povârnișul din dărăt făpturi mici și tainice păreau, în lumina întunecată, niște prunci de elf din străfundurile vremii, ivite din codrul sălbatic, uimite de strălucirea primilor zori. Departe, dincolo de râul cel mare și de pământurile maronii, la mii de leghe cenușii depărtare, se arătă aurora împurpurată, înflăcărată. Lung sunară cornurile de vânătoare, în semn de salut. Călăreții din Rowan țâșniră brusc la viață. Și alte cornurile răspunseră celor dintâi. Mary și Pipin auziră limpede în aerul rece nechezatul cailor războinici și glasurile unite, ca din senin, într-un cântec, ale mai multor bărbați. Aripa soarelui se înălțase un arc de foc deasupra marginilor lumii. Apoi, cu un strigăt măreț, călăreții de dură năvală dinspre răsărit, lumina roșiatică fulgeră zalele și lâncile. Orcii traseră, urlând, toate săgețile pe care le mai aveau. Hobiții văzură vreo câțiva călăreți prăbușindu-se, dar șirul lor urcă mai departe pe colină, o trecură, făcură un rotocol și atacară iar. Cei mai mulți dintre luptătorii care rămăseseră în viață se împrăștiară în fugă, mânați unul câte unul spre moarte. Dar un grup des și întunecat porni hotărât în direcția codrului. Drept în sus pe povârniș se lepeziră, către cei doi privitori. Se tot apropiau și părea sigur că vor scăpa, se ceraseră deja trei călăreți care le aținuseră calea. Ne-am luat prea mult cu privitul, zise Mary. Iată-l pe Ugluc.
N-am niciun chef să mai dau ochii cu el. Hobiții se întoarseră și o luară la fugă în umbrele adânci ale codrului. Așa că nu văzură ultima scenă, când Ugluc fu ajuns din urmă și adus la lumină, la marginea Fangornului. Acolo fu ucis în sfârșit de Omer, al treilea marelui al obștii, care descălecase și se luptase în săbii cu el. Iar pe câmpiile întinse, ochii ageri ai călăreților îi deslușiră pe puținii orci care scăpaseră și mai avuseseră puterea să încerce să fugă. Apoi, după ce și puseră camarazii răpuși grămadă și își cântară imnurile de preamărire, călăreții făcură un foc mare și împrăștiară cenușa vrăjmașului. Astfel se sfârși lupta și nimic despre toate acestea nu se mai auzi vreodată nici în Mordor, nici în Isengard. Dar fumul se ridică până în slăvi și fu zărit de multe priviri iscoditoare. Ivar Borebărbos. Între timp, hobiții pătrunseseră repede din ce în ce mai adânc în pădure, atât cât le îngăduiau întunericul și desișul, urmând linia părâului, către povârnișurile dinspre apus ale munților. Încet, încet, teama de orice se mai ostoi și ei slăbiră pasul. Îi cuprinse un fel de sufocare ciudată, de parcă aerul s-ar fi împuținat și nu le-ar mai fi ajuns. Până la urmă, Merry se opri. N-avem cum să mergem mai departe așa, gâfâi el. Am nevoie de aer. Până una, alta, hai să ne potolim setea, zise Pippin. Îmi simt gura uscată. Se cațără pe rădăcina uriașă a unui arbore, care șerpuia până în râu, și se aplecă să ia apă în pumni. Era limpede și rece, așa că bău pe săturate. Îl urmă și Merry. Apa îi învioră și parcă le mai înveseli inimile, statură o vreme pe mal unul lângă altul, mângâindu-și picioarele ostenite și privind în jur la copacii neclintiți și tăcuți, înșiruiți până hăt departe, pierduți într-un nimb de lumină pală. Cred că nu ne-am rătăcit încă, rosti Pippin, sprijinindu-se de trunchiul uriaș al unui copac. Putem, cel puțin, să urmăm cursul ăsta scăldătoare a inților, sau cum i-o zice și să ajungem pe drumul pe care am venit. Așa am face, dacă ne-ar ține picioarele, îi răspunse Merry, și dacă am putea respira cum se cuvine. Da, spuse Pippin. Pe lângă asta, e tare întuneric prin hățișurile de aici. Îmi amintesc, într-un fel, de vechea încăpere din sălașul măreț al neamului Tuk, în depărtatele tuneluri din Târgu Pitit, un loc uriaș, în care mobila a rămas neschimbată vreme de generații întregi. Se zice că bătrânul Tuk și-a adus zilele acolo, îmbătrânind și ramolindu-se odată cu sala aceea, și nimic n-a fost clintit din loc nici după moartea acestuia, acum un secol. Iar bătrânul Gerontius a fost stăstrăbunicul meu. Asta a mai pus puțin lucrurile la punct. Dar nici nu stă alături de simțământul străvechi pe care ți-l trezește această pădure. Uită-te la bărbilei și favoriții lichenilor care atârnă ca niște sălcii plângătoare. Și cea mai mare parte dintre arbori par să fie încărcați, mai multe jumătate, cu frunze uscate și zdrențuite, care n-au mai apucat să cadă. Mai mare jalea. Nici nu-mi imaginez cum ar arăta primăvara pe aici. Asta dacă vine vreodată, ce să mai vorbim de curățenie. Dar, în orice caz, trebuie să se ivească, la un moment dat, și soarele pe aici, zise Merry. Oricum, codrul întunecat nu arată și nici nu-ți creează simțămintele despre care povestea Bilbo, cum că ar fi totul înnegurat, rău și că n-ar fi decât un sălaș al beznei. E doar mohorât și înspăimântător de des. Nici măcar animalele nu cred să facă prea mulți purici pe aici. Nu, și nici hobiții, spuse Pippin. Ca să spun drept, nu-mi place gândul că trebuie să trecem prin ea. Nimic de mâncat vreo 100 de mile. Cum stăm cu merindele? Prost, zise Merry. Am fugit doar cu pachetelele acelea de lembas, tot ce am avut, am lăsat acolo. Se uitară la ceea ce le rămăsese din turtele elfești, firimituri, abia să le ajungă pentru 5 zile amărâte. Asta era tot. Și n-avem nici măcar o zdreanță sau o pătură să ne învelim, adăugă Merry. O să ne fie frig la noapte, pe oriunde am luat-o. Păi, am face bine să ne hotărâm asupra drumului, zise Pippin. Trebuie să se fi crăpat deja bine de ziua. Chiar atunci, văzură o lumină gălbuie care se ivise ceva mai departe, în pădure, părea că săgețile soarelui străpunseseră brusc acoperișul de crengi. Hei, făcu Merry. Cred că soarele a fost ascuns după un nor, cât am stat pe sub copacii ăștia, iar acum s-a ivit din nou, sau, poate, a urcat mult pe cer și ne privește printr-o spărtură dintre crengi. Hai să vedem, că nu-i prea departe. Descoperirea însă că era mai departe decât crezuseră. Panta urca abrupt și neclintit și era tot mai pietroasă. Lumina creștea, pe măsură ce mergeau, și curând zăriră dinaintea lor un perete de stâncă, era un deal sau povârnișul abrupt al munților din depărtare. Nu creștea nici un copac acolo și soarele se revărsa din plin asupra întinderii de piatră. Ramurile arborilor de la poale se întindeau țepene și nemișcate, ca și cum ar fi căutat căldura.
Dacă până atunci păruseră jigărite și cenușii, se întremaseră și izbucneau în tonuri generoase de cafeniu, iar griurile negricioase ale scoarței păreau din piele lustruită. Trunchiurile luceau într-un verde blând, ca iarba crudă, îi năpădise o primăvară timpurie, sau, poate, doar o părere fugară. Înaintea povârnișului stâncos se afla ceva ca o scară, naturală, probabil, săpată de vreme, căci era grosolană și neregulată. Sus, aproape la același nivel cu vârfurile pomilor, se vedea un prag, sub o stâncă. Afară de câteva ierburi și buruieni de pe margine, precum și de un ciot din care răsăreau doar două crengi, nu mai creștea nimic pe acolo. Copacul acela stingher părea un moșneac cocârjat, clipind neclintit în lumina zorilor. Sus! Exclamă Mary vesel. Să luăm și noi o gură de aer și să tragem o privire prin ținutul acesta. Se căzniră să se cațere pe stâncă. Dacă scara aceea fusese făcută de cineva, atunci cu siguranță că era menită unor picioare mai mari ca ale lor. Erau prea nerăbdători să ajungă sus ca să se mai mire decât de iute li se vindecaseră tăieturile și vânătăile de când stătuseră în captivitate și de cum își recăpătaseră vigoarea. Ajunseră, în sfârșit, la marginea pragului, aproape de buturuga aceea veche, săriră în picioare, întorcându-se către răsărit și trăgând adânc aer în piept. Își dădură seama că nu pătrunseseră decât vreo 3-4 mile în inima codrului, arborii mărșăluiau parcă pe pantă în jos, spre câmpie. Acolo, la marginea pădurii, se ridicau turle unduitoare de fum negru, plutind în valori către ei. Se schimbă vântul, zise Mary. Bate din nou spre răsărit. E cam răcoare aici, sus. Da, zise Pepin, mă tem că strălucirea aceasta-i trecătoare și că o să o copleșească iar negura. Ce păcat! Pădurea asta rufoasă și bătrână arăta cu totul altfel în bătaia soarelui. Începuse să-mi placă. Începuse să-ți placă pădurea, hai, nu mai spune. Foarte drăguț din partea ta, rosti un glas ciudat. Întoarceți-vă să vă văd la față. Am simțământul că n-o să-mi cădeți niciunul cu tronc, dar să nu ne pripim. Întoarceți-vă. Simțiră câte o mână mare, noduroasă pe umerii lor, care îi întoarse ușurel, dar cu putere, apoi fură ridicați în aer de două brațe lungi. Se treziră dinaintea unui chip cum nu mai văzuseră. Era al unei făpturi asemănătoare unui om uriaș sau, mai degrabă, unui căpcăun, înaltă de vreo 3-4 metri, foarte solidă, cu un cap lunguieț, fără gât. Greu de spus dacă se îmbrăcase în ceva ca scoarța cenușiu verzuie sau dacă nu era decât un fel de a se travesti, în orice caz, brațele sale apropiate de trunchi nu erau zbârcite, ci acoperite de o piele netedă și cafenie. Avea câte 7 degete la labele lui uriașe. Partea de jos a chipului acelui alunguieț se prelungea cu o barbă cenușie și stufoasă, aproape ca o încrengătură de ramuri la rădăcină, subțire și moale la vârf. Pentru moment însă hobiții nu văzură mare lucru, în afară de ochi. A spune că ochii aceia adânci erau solemni, iscoditori, ar fi puțin din cale afară. Erau de-a dreptul sfredelitori, căprui, cu irizații verzui. Mai târziu, Pepin avea să se căznească adesea să-și exprime prima impresie pe care i-o făcuseră. Simțea în dărătul lor un puț imens, plin cu amintiri străvechi și gânduri prelungi, molcome și liniștite, dar la suprafață sclipea prezentul, așa cum bate soarele pe fața lucioasă a frunzelor unui copac imens sau pe unduirile unui lac foarte adânc. Nu știu, dar părea că era ceva care creștea în pământ adormit, ai fi zis, sau ca ceva între vârful rădăcinii și vârful frunzei, ceva între adâncul pământului și bolta cerească și care se trezise brusc la viață și te cerceta cu aceeași stăruință molcomă pe care o dovedise, ani fără șir, doar față de propriile sale treburi. Murmură glasul, un glas profund, izvorât, parcă, dintr-un instrument de suflat. Chiar că-i ciudat. Graba strică treaba, asta zic mereu. Dar, dacă v-aș fi văzut înainte să vă aud glasurile apropo, mi-au plăcut că erau mângâioase și cristaline și mi-au amintit de ceva nelămurit. Așadar, dacă v-aș fi văzut înainte de a vă auzi, pur și simplu, v-aș fi călcat în picioare, crezând că sunteți orcișori, abia după aia mi-aș fi dat seama de greșeală. Tare mai sunteți ciudați. Doar rădăcină și rămurică. Tare ciudați. Deși încă uluit, lui Pepin nu-i mai era frică. În dărătul ochilor acelora simți o îndoială curioasă, dar care nu-i producea teamă. Nu te supăra, zise el, dar cine ești? Și ce ești? În ochii bătrânii ai făpturii apăru o scânteie stranie, ca un fel de prudență, puțurile adânci dispărură. Glăsui el. Păi, suntent sau, cel puțin, așa mi se spune. Da, ent este cuvântul. Un ent sunt, cum ați zice voi, după vorba voastră. Unii îmi spun Fangorn, alții, arbore bărbos. Așa, arbore bărbos. Un ent, zise Mary.
Ce e ăla? Dar tu cum îți zici? Care e numele tău adevărat? Ei, asta-i acum, răspunse Arbore Bărbos. Asta-i bună. Prea multă grabă. Și, la urma urmei, eu pun întrebări. Sunteți în țara mea. Mă tot întreb ce sunteți voi. Nu știu de unde să vă iau. Se pare că nu vă aflați pe listele pe care le-am învățat când eram tânăr. Dar asta a fost tare, tare de mult și poate că au făcut liste noi. Lasă văd. Cum era? Învață știința făpturilor vii. Întâi numește patru libere popoare, mai vechi decât toate, ai elfilor fii, gnomul plugar în casa lui fără soare, entul din pământ născutul, camunții bătrân, omul muritor, al cailor stăpân. Ham, hm, hm. Castorul ziditor, țapul săritor, ursul vânător de albine, taurul luptător, ogarului e foame și iepurelui, frică. Ham, ham. Vulturul în aer, boul la pășune, cerb încornorat, șoimul cel mai iute, lebăda e dalbă, șarpele e rece. Ham, hm, ham, hm, cum mai era? Tarara, tarara, tara, tara, tarara. Era o listă tare lungă. Dar, oricum, se pare că nu vă potriviți niciunde. Mereu am fost lăsați la o parte de pe listele vechi și din poveștile de demult, zise Mary. Cu toate acestea, să lășluim pe pământ de multișor. Suntem hobiți. Ce ar fi să facem un vers nou? Rost Pepin. Hobiții de oșcheu apă, ce învizuind trăiesc. Așează-ne printre cei patru, alături de om, seminția mare, și asta e. Hm. Nu-i rău deloc, zise Arbore Bărbos. Așa mai merge. Așadar, locuiți în vizuini, da? Pare potrivit și drept. Și cine vă numește hobiți totuși? Nu mi se pare un cuvânt elfesc. Elfii au creat toate cuvintele străvechi, ei au început. Nimeni, afară de noi, nu ne zice hobiți, zise Pepin. Ham, hm, ia stați un pic. Nu-i nici o grabă. Voi înși vă ziceți hobiți. Atunci ar trebui să nu spuneți așa, la toată lumea. O să vă dați în vileag adevăratele nume dacă n-aveți grijă. Nu prea ne frământă o astfel de grijă, Rost Mary. De fapt, eu sunt Brandybuck, Maria Doc Brandybuck, deși cei mai mulți îmi zic Mary. Iar eu sunt Tuck, Peregrine Tuck, dar îndeopște mi se spune Pepin și chiar Pip. Hm, chiar că sunteți un neam pripit, zise Arbore Bărbos. Mă simt onorat de mărturisirea voastră. Dar nu e bine să vă dați drumul așa, pe loc. Sunteți și enți. Sau, mai bine zis, sunteți și alte lucruri care parenți, dar nu sunt, ca să zic așa. Am să vă zic Mary și Pepin, dacă sunteți de acord. Frumoase nume. Căci eu n-am să vă spun numele meu. Cel puțin, nu încă. În ochii apăru o sclipire verzuie bizară, înțeleaptă și mucalită în același timp. Asta pentru că, în primul rând, o să țină mult, numele meu crește mereu, iar eu sunt în viață de foarte, foarte multă vreme, așa că numele meu e ca o poveste. Numele adevărate spun povestea lucrurilor cărora le aparții ele în limba mea, în vechea entă, cum s-ar zice. E o limbă minunată, dar îți ia multă vreme, căci noi nu spunem nimic pe limba noastră, decât dacă merită osteneala să irosești timp de rostire sau de ascultare. Ei, și acum, zise el, și ochii ei se aprinsele la loc, micșorându-se parcă și aruncând sclipiri ascuțite, ce-i cu voi? Ce amestec aveți în toate astea? Văd și aud, și miros și simt, mult din acest. Din acesta lală, lală rumba, camandalent, orburume. Iertați-mă, e o parte din numele pe care îl dau eu trebii respective, nu știu cuvântul în celelalte limbi. Mă refer la lucrul acesta pe care ne aflăm, unde stau și privesc în diminețile frumoase și mă gândesc la soare, și la iarba de dincolo de păduri, și la cai, și la nori, și la întinderea lumii. Ce se petrece? Ce are de gând Gandalf? Și acești burarum, aici, scoase un zgomot adânc, răsunător, ca o orgă stricată, acești orci și tânărul Saruman jos, în Isengard? Îmi plac noutățile. Dar nu mă luați prea repede. Se petrec destule, zise Mary, și chiar dacă vom încerca să-ți spunem repede, tot o să ne ia mult timp. Dar ai zis să nu ne pripim. Se cuvine, oare, să-ți spunem așa repede? Ar fi nepoliticos din partea noastră, dacă te vom întreba ce ai de gând să faci cu noi și de partea cui ești. Și, dacă l-ai cunoscut pe Gandalf? Da, îl cunosc. E singurul vrăjitor căruia îi pasă de copaci, zise Arbore Bărbos. Voi îl cunoașteți? Da, zise Pepin trist, l-am cunoscut. Ne-a fost prieten bun și călăuză. Atunci pot să vă răspund și la celelalte întrebări, zise Arbore Bărbos. N-am de gând să fac nimic cu voi, nimic, dacă prin a face ceva cu voi, înțelegeți altceva, decât să vă las să plecați. Am putea face multe împreună.
Nu știu nimic în legătură cu părțile. Eu îmi văd de drumul meu și drumul vostru ar putea merge alături de el, o vreme. Dar îmi vorbiți de jupânul Gandalf de parcă s-ar fi aflat într-o poveste care a luat sfârșit. Așa e, zise Pipin trist. Povestea continuă, se pare, dar Gandalf a ieșit din ea. Hei, ia stați puțin. Făcu arbore bărbos. Ce să zic? Făcu o pauză, uitându-se lung la hobiți. Păi, ei bine, nu știu ce să zic. Ia stați puțin. Dacă vei avea bunăvoința să asculți mai multe, rost Mary, îți vom spune. Dar o să dureze. N-ai vrea să ne lași jos? N-am putea să ne așezăm toți, la soare, în timp ce-ți povestim? Oi fi obosit să ne tot ții așa. Obosit? Nu, n-am obosit. Nu obosesc așa ușor. Și nici nu stau jos. Nu sunt prea, încovoiabil. Dar soarele coboară peste. S-o lăsăm baltă. Cum ai spus că îi zice? Deal, sugeră Pipin. Prag, dreaptă, rost Mary. Arbore bărbos repetă cuvintele gânditor. Deal. Da, asta e. Însă este un cuvânt pripit pentru un lucru care stă aici din vremurile când s-a plămădit această parte a lumii. N-are a face. S-o lăsăm baltă și să mergem. Unde să mergem? Întrebă Mary. Acasă la mine sau la una dintre casele mele, răspunse arbore bărbos. E departe. Nu știu. S-ar putea să fie departe. Dar ce dacă? Păi, știi, ne-am pierdut avutul, zise Mary. Nu mai avem decât foarte puțină mâncare. Oh, nu vă faceți griji, rosti arbore bărbos. Vă pot da o băutură care vă va ține verzi și vă va face să creșteți, pentru multă vreme. Iar dacă vom hotărâ să ne despărțim, vă pot duce unde doriți, în afara tărâmului meu. Hai să mergem. Ținându-i gingaș, dar hotărât pe hobiți sub câte un braț, arbore bărbos făcu un prim pas uriaș, apoi încă unul, și ajunse la marginea pragului. Degetele lui de la picioare, ca niște rădăcini, zdrobeau pietrele. Apoi coborâ grijuliu, treaptă cu treaptă, până ce ajunse jos, în pădure. Porni imediat cu pași mari, cumpăniți, printre arbori, tot mai adânc în codru, fără să se depărteze de râu, urcând voinicește spre povârnișul muntelui. Mare parte dintre copaci păreau adormiți sau indiferenți, de parcă treceau făptură oarecare, dar câțiva tremurară, iar alții își ridicară crengile la apropierea lui. În timp ce mergea, vorbea cu sine, într-o revărsare tumultuoasă de sunete muzicale. Hobiții rămaseră tăcuți o vreme. Ciudat, se simțeau bine, ocrotiți, aveau la ce să se gândească și de ce să se minuneze. În sfârșit, Pipin se încumetă să vorbească iar. Dacă ești bun, arbore bărbos, zise el, aș putea să te întreb ceva. De ce ne-a prevenit Celeborn în legătură cu pădurea ta? Ne-a spus să nu ne lăsăm ispitiți prin ea. Așa a zis, bombăni arbore bărbos. Și eu v-aș fi spus cam același lucru, dacă ați fi luat-o pe partea cealaltă. Nu riscați să vă lăsați ispitiți în codrul Laurelin Dorenan. Așa îl numeau elfii, dar acum l-au mai scurtat, Lothlorien, așa îi zic. Poate au dreptate. Poate pădurea începe să piară, nu să crească. Ținutul văiaurului cântător, asta a fost cândva. Acum e floarea visului. Ah, asta e. Numai că e un loc ciudat și nu se poate încumeta oricine pe aici. Mă mir că ați ieșit cu bine, dar și mai mult că ați intrat. De mulți ani nu s-a mai întâmplat una ca asta cu cei străini de meleagurile astea. E un ținut bizar. Așa e. Făpturile vin dintotdeauna aici să jelească. De aia, să jelească. Laurelin Dorenan Lindelorendor Malinor Nelion Ornemahn, îngână el, pentru sine. Bag seama că vin să se prăbușească aici, departe de lume. Nici ținutul acesta, nici altul din afara codrului de aur nu mai e cum era pe vremea tinereții lui Celeborn. Totuși, Taurelii lomea tâmbale morna tâmbale Taurea lomea nor, iată ce se spunea. S-au mai schimbat lucrurile, dar aceștia sunt încă adevărați, pe alocuri. Ce vrei să zici? Întrebă Pipin. Ce e încă adevărat? Arborii și enții, zise arbore bărbos. Eu însumi nu înțeleg tot ce se petrece, așa că n-am cum să-ți explic ție. Unii dintre noi mai suntem enții adevărați, destul de sprinteni, în felul nostru, dar mulți au devenit molatici, încopăcindu-se, cum ați zice voi, poate. Cei mai mulți arbori nu sunt decât arbori, bineînțeles, dar unii sunt ațipiți. Alții, treji luminați, iar câțiva, cum să zic, păi câțiva devin enți. Așa se petrec lucrurile. Când unui arbore îi se întâmplă una ca asta, descoperi că unii au inimă rea. N-are nicio legătură cu lemnul lor, nu asta am vrut să spun.
pentru că am cunoscut câteva sălcii bătrâne și miloase pe malul scăldătorienților care s-au prăpădit, vai, de mult. Erau destul de scorburoase, se prăbușeau aproape, dar blânde și liniștite ca frunză crudă. Apoi, sunt unii arbori, în văile de la poalele munților, tari ca piatra, dar răi din cap până în picioare. Lucrul acesta pare să se cam răspândească. Și mai de mult existau locuri foarte primejdioase în ținut. Au rămas și acum câteva locuri tare întunecate. Precum pădurea bătrână, din miază noapte depărtată, întrebă Mary. Vai, vai, cam așa ceva, dar mult mai rău. Nu mă îndoiesc că la miază noapte zac încă umbre din marele întuneric și că s-au transmis amintiri urâte. Dar pe tărâmul acesta există niște genunchi de unde bezna nu s-a ridicat niciodată, iar arborii sunt mai bătrâni ca mine. Totuși facem ce putem. Îi îndepărtăm pe străini și pe nesăbuiți. Pe lângă asta, ne gătim și ne călim, dăm învățătură, ne plimbăm și plivim. Suntem păzitori de arbori. Puțini au mai rămas dintre noi. Se spune că păstorii încep să semene cu oile și oile, cu păstorii, dar asta încetul cu încetul, și nici unii, nici alții n-o duc prea mult. În cazul arborilor și alenților, lucrurile sunt mai degrabă săvârșite. Ei își petrec secolele împreună. Pentru că enții sunt mai degrabă ca elfii, mai puțin interesați de ei înșiși, decât oamenii, și mai buni în a pătrunde lucrurile din afara lor. Și totuși, enții se apropie și de oameni, fiind mai schimbători ca elfii și mai iuți în a-și însuși culoarea mediului, ca să zic așa. Sau sunt mai buni și decât oamenii, și decât elfii, pentru că sunt statornici și gândurile lor adastă asupra lucrurilor mai multă vreme.